Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la o nouă serie pe canal. De data aceasta să filmăm The Walls și în acest episod de The Walls o să povestim și despre un nou update la canal, adică ce o să facem noi pe viitor, deoarece m-am lăsat de CSGO, adică, nu știu, deocamdată presupun, adică, nu presupun, deocamdată plănuiesc să mă las de CSGO, dar mai vedem ce o să urmez. Eu zic să mă las deoarece sunt mulți cheateri, deci era un cheater atât de hardcore, frate, deci eram gen pe la orbita. Am dat un smoke de pe short, am intrat să smoke, mă duceam spre bash, vine ăla din spatele meu de pe short și începe, frate, să tragă în mine prin smoke. Deci m-a nimerit în headshot din prima, după vine teammate-ul meu tot pe în același loc, îl ia și pe el, știi, frate, serios acum. Chiar să știi, și dădea niște prefire-uri, frate, de mamă, deci aproape imposibil, adică eu eram ceva de genul ăsta, că vă arăt imediat. Deci eu eram ceva de genul, ăsta e peretele, dar el era acolo, era ceva de genul, pac, nici n-apucam să ies, că la deja trăgea, făceam ceva de genul, după că le-am, pac, pac, și el tot trăgea, frate, să mă ia. Deci, frate, sincer, chiar nu înțeleg, adică prefer să joc Minecraft decât să, na, totuși și Minecraft-ul e joc care merită jucat și multă lume zice că e un joc de căcat, dar sincer, e un joc care merită mai mult jucat decât CSGO, pentru că joci for fun, nu, bine, în unele cazuri nu joci for fun, de exemplu, când joci UHC sau ceva campionat. De la serios, da, dar așa majoritatea, na, joci for fun și de aia mi se pare cam stupid să... Să fiți doamne aici că se aude ca dracu de... Ah, ok. E zero volumul și se aude ca naiba de tare. Nice, GG Minecraft. Ah, fuck, m-am dus pe pârtie. No, stai așa un pic, o facem așa, dar nu le facem pe toate. Deci, ce ne facem noi? Turnă cop. Mere mama și minăm un pic, mama, și îmi face frame drop. Să fiu sigur că filmez. De obicei când îmi face frame drop-uri, mi se închide filmarea și de aia. Să fiu sigur, sigur, sigur că nu se închide. Dați să mă duc la cobblestone, că aici deocamdată nu e cobblestone. Să vezi acum că mi-au troll maxim și trebuie să minez jumătate de oră să ajung la cobblestone. A, nu, deja am ajuns la dirt. Ia uite-mă cobblestone-ul. A, ba nu, asta nu era cobblestone. A, uite, asta e cobblestone, my friend. Ia uite-l, mă. De fapt, asta nici nu am nevoie să-ți un pic. Așa. Avem și dirt, care nu avem nevoie. Deci... Facem niște bețe. Turnă cop. Hai să mergem înapoi. Mamă ce-mi scad, uite. Ok, mi-a crescut aparent. Deci când dau F3, FPS-urile cresc, când îl scot, îmi scad. Foarte tare, frate, foarte tare. Ce să zic, cel mai tare. Cel mai tare lucru evil. Așa, hai să vedem. Cea mai tare mină ever, 2016. Ia. De fapt, stai, de ce fac o chestie de genul și nu mă duc la mina aia principală? Adică știu că e și o mină principală care ți-o face jocul. Ia, uite asta. Și aici găsim mult mai mult iron, sincer. Uite, niște redstone, hârtișituri. Aparent, în echipa noastră sunt cei mai puțini și cred că și cei mai noobi, deoarece văd că ăștia nici măcar n-au colectat de aici. Deci, foarte șmecher. Adică, îi ajut eu să câștige, nu-i problemă. Speram cel puțin că o să câștigăm. Suntem pe aici. Ăsta e iron, așa e? Yep, e iron. Yeah. Iron ore. Atât. Cel puțin atât îmi trebuia. Oricum, și dacă pierd, totul bag pe YouTube match. Dacă e un match de la bun, uite aici, mamă. Bă, da, ăștia nu ia nimic din chesturi, mă. Adică nu te ajută acum, dar te ajută mai... Și oricum, doar dacă ți umpli inventarul, ți-l golești, ți arunci chestiile inutile, da? Așa. Să mai facă și pe aici lumină un puțin. Uite acolo, iron. Hai să vedem, mă, fraților. Nice. Așa, carnea aia puterzită chiar n-avem
Dar, de exemplu, cu web-ul ăsta, vine unul după noi, 360 pack, îl punem și uitați, se blochează în el. Vedeți? Asta se chiar nu știu ce mai vrut. O să las pe să fac așa, știi? Să fac gen așa. Chiar o să las pe asta, ne ajută foarte mult. Ce asta? Nice. Bă, pornește-te înapoi. Uite. What? Stai și un pic să fac ceva. Uite, m-am invenții cu redstone pe walls. Uite, vedeți? Ce naiba aia chestia? What the fuck? Ah. Lasă că acolo e ceva, să sunt un pic așa. Facem aici. Ia uitați-mă. Și acum spargem ăsta, ăsta, ăsta. Dacă aș și putea să fac semnul lui Hitler, dar nu pot să-l fac. Nea, se unește, se unește prea prost, nu pot să fac semnul lui Hitler. Uite, aici încă ceva redstone. Dacă aș și vedea unde e aia. Salut. Aud ceva, deci sper să nu vină tipul ăla aici. Știu tu, tipule, că vei veni aici, dar nu-mi furtu mie. Uite, mă, și niște colpi aici ne ajută și pe noi să facem ironul ăsta la naiba. Așa, hai să vedem. Ia uite, mă, niște valoare pe aici. Așa. Nice. Nice. Nu avem nevoie de nimic, așa e? De fapt, 20 aere, mai avem nevoie, de fapt, stai că am cască, deci nu mai avem nevoie. Cineva a acoperit aparent aici aerul ăsta, dar nu înțeleg de ce, adică, cine naiba nu-l descoperă, știi? No, e bun, am făcut absolut totul, hai să mergem afară unde și... Opa, stai că mai avem aer, not bad, not bad, poate mai dau și la... Cu echipierii mei, că ăștia praf, aparent mai suntem 3 și ceilalți, deci la green 5, vă dați seama ce bătaie o să ne luăm. Mai ales că ea, dacă vin toți în height, adică toți vin, toți 5, o să ne luăm o bătaie așa de mare, dacă nu stăm camp și noi sau să ne facem un skybase ceva, o să ne luăm atât de multă bătaie. Deci cred că o să ne umiliască ea de... Mamă, frate, trebuie să ne facem un skybase ceva, pentru că chiar suntem prea puțini 3. Să le lăsăm pe ăia să se bată, să rămână câte vreo 4 de la fiecare sau 3 de la fiecare și noi 3, gen, putem să-i batem pe ei atunci, că, na, ei se mai bat între ei, chestii, știi? Dar așa dacă noi 3 mergem pe ea 5, vă dați seama ce o să iasă, știi? Adică nu avem cum să dăm 3 în 5, știi? Și ea o să iasă panorama, deci mai bine nu. Mai bine nu încerc să... Hai să mergem sus. Avem cam tot ce ne trebuie deocamdată. Hai să pun și ăsta, n-am nevoie. No, bun. Deja un pic să facem ceva noi aici. Să... Shader-uri. Da, n-avem shader-uri. Ok. Merge mai bine aparent acum. 300 de frame-uri. Numai bun, numai bun. I like this. I like this so much. Aparent nu se consumă mâncarea. Deci ceea ce ne avantajează foarte mult. Nu înțeleg cine mai pune tort aici dacă nu se consumă mâncarea oricum. Deci... Na. No. Hai să facem totul. Cam n-aș vrea aici că... Vine timul meu de retardat și o să mă fure. Vă dați, mai o echipă până la urmă, dar... Aici nu prea sunt echipe aparent, adică odată ce se fură unul de la altul, nu e echipă. Deci mai bine mă ascund eu undeva, e să fiu sigur că nu mă ciordește nimeni. Uite aici, nu cred că o să ajungă nimeni, uite, odată ce chestul ăsta nu a fost luat tip, normal că nu ajunge nimeni aici. Facem, punem crafting table aici. Facem un furnace și facem și o să-l păzim, frate. Că, sincer, mai sunt retardați de ăștia care vin și cior. De fapt, stai un pic. Opa, am închis din greșeală sonorul. Cam de la mouse setat. Așa. Și lăsăm doar așa. Și am mai să păzim, frate. Să fiu eu sigur că nu vine nimeni aici. Ok. Să mai pic să văd totuși ceva pe Steam aici. Că m-am reapucat gen... Adică, nu știu cum se vei explica. Adică, na.
Nu prea mă mai joc eu pe contul cu CSGO, mă joc mai mult pe contul acesta care are VAC-bani pe CSGO, dar are mult mai multe jocuri, așa că... Da. Și oricum, I don't give a fuck for CSGO, e un căcat de joc, adică nu știu, pur și părerea mea personală până la urmă, na. Adică acum o să vină toți copiii de 9 ani pe CS, care joacă CSGO și o să mă înjure, dar chiar nu-mi pasă de chestia, zic, părerea mea personală, chiar am iubit jocul ăla, dar odată ce dai de cheater și nu mai poți câștigi absolut niciun match și dai deja direct, deja e o problemă, frate. Ori e problema de la tine că nu știi să joci, ori e problema de la cheater. Și la mine chiar era problema de la cheater, adică nu puteam pur și simplu să... Ăla ceva gen... Era un hacker, tot pe catch, știi? Bine, era același hacker, numai că era cu account, nu era cu AWP-ul. Frate, deci nici apucai să ieși după perete, că deja îți dădea headshot. Eram ceva gen eu aici, deci eu eram aici. Ieșeam ceva genul ăsta, puf, și gata, am dădea headshot. Știi? Aveam tupeu, frate, avea Trigger, bu, deci... Na. Sper să ajungă în Overwatch să-și ia dracu ban, pentru că, na. Oricum, acum nu mai are rost să doresc răul cuiva din CSGO, cel mai joc jocul ăla. Na. Dar merge și așa. Vreo 20 de minute trebuie să și plec. Sper să nu dureze meciul ăsta mult, adică să fie camper. 20 de minute trebuie să plec la bunica mea, așa că... Da, ce facem acolo? Ok, suntem doar 3. Într-o echipă întreagă, vă dați seama? Deci 3. Și ceilalți sunt 5. 3. Ah, uite, și la blues 3. A abandonat cineva, aparent. Interesant. Not bad, not bad. O treci pe ăla. Da. Tipul ăla e... A, dar e de pe aceeași platformă cu mine. Tipul ăla, dar ce face acolo? Bă, când m-am referit la Skybase, mă refeream la ceva like ăsta. Ce am eu? Nu să stai acolo pe 3, pe 3 cuburi, bă, boss. Bă, boss, Skybase înseamnă să-ți faci și tu o bază, nu să stai acolo pe ceva construcție care... Asta trebuie să fac și sabie și n-am găsit diamond, mă. O să jucăm cu sabia de iron. Până ne întâlnim cu aia și îl bat pe unul și iau sabia de diamond și atunci o să ne batem. Cu sabia de diamond o să fie mult mai easy. Dar, vedem, vedem. Dacă aș putea, opa, dacă aș putea și o să-mi fac, opa, ce face tipul ăla acolo, mă? Mă, bosulică, mă, stai tu liniștit acolo, bine? Da, filmăm de 12 minute, mă, friends. Și aparent, când filmez, nu știu ce îmi framează Minecraft-ul așa, un pic pusing. Mere mai bine așa, oare? Parcă merge mai bine, dar nu-mi place mie cum se mișcă. Se mișcă așa, sau așa. Bă, se mișcă tot la fel, să-mi bag piciorul. Lasă așa pe V-Sync, apare nu mai face frame drop-uri pe V-Sync. Da, deci pe V-Sync nu mai face frame drop-uri, dar sper să meargă și bine filmarea. Apare merge bine filmarea. OBS-ul știți câte fițe face. Până bun, hai să facem botoșei, așa le zic eu. Cum am luat astea de aici. Torțe. Și un pic să mai punem niște lemn. Și niște torțe. What? Alol. Ok. Mai punem încă niște torțe. Așa. 56 e numai bine, numai bine. Bine că am făcut prea multe, de fapt. Acum, așa, o sabie de iron să ne facem și eu zic că e cam atât de bine, nu? Așa zic și eu, bă. Atât e bun. No, și acum hai să mergem să ne luptăm, bă, fraților, să facem și noi acolo ceva. Hai să vedem. Până pot și eu să cobor, să nu-mi iau damage mult, uite pe aici. No, că mă dă în spate pe server, nu știu, serverul ăsta ce are cu mine, dar framează Minecraft-ul de la mapele lui. Deși pe... Uite-te, frate, cum mă și dă și înapoi. Doamne. Dacă am face chestii de astea când fug de unul... Rip, rest in peace, my friend. No, bun, hai să jucăm. Eu zic că KWeb-ul ăsta e foarte bun. Dacă vreau să blochez pe un fraier sau ceva. Hai să ne lăsăm toate itemele secundare sus. Sau ce n-avem nevoie absolut deloc. De fapt, de mărul ăla nu știu dacă avem nevoie sau nu, deoarece știu că după ce se dărâmă pereții, se duce saturația sau? Habar nu am. Salut, my friend. Sare și enchanturi, nu știu de unde. Poți să ai enchanturi? Oh, thanks. Ah, bine. Hai zic thanks oricum.
Oricum îi zic thanks pentru că na, măcar contează gestul, dar oricum de căcat sabia, adică nu mă ajută la nimica. Păi, dar nu mă arunca mă mie itemele înapoi, ești retardat. Aruncă-le în altă parte, dar nu mie. Cam atâta zic eu. Cam atâta, my friend. Atâta lemn, nu pentru asta, Skybase. Facem ceva în genul ăsta. Atâta, suntem pregătiți pentru luptă. Hai să așteptăm 10 secunde. Stai că vreau să pun pe 4. Îți dau repede, știi? Îți dau 4 și gata. Mi le pune acolo direct. No, bun, hai să vedem, fraților. Să fucking vedem dacă putem să... Ia, uite-mă. Deci, nu o să dăm rush. Chiar așa, o să stau un pic safe, dar hai totuși rush. Ia, uite-mă, deja ăștia se bat. Noi suntem la yellow 3. Ăsta, aparent, dacă stă acolo sub pământ, presupun că n-are nu știu ce armură, așa că o să încerc să mă duc pe el. Presupun că n-are nu știu ce armură, deci doar presupun. Dacă are nu știu ce armură, soarta. Mor, asta e, dar mă gândesc că nu poate să fie full diamond, adică până la urmă e destul de greu să devii full diamond într-un timp așa de scurt. Adică și la full diamond challenge pe alte servere sau DMCG, de exemplu, dar stai acolo jumătate de oră, poate chiar mai mult. Na, e ceva. Na, stai așa un pic, mergem după el. L-am auzit, l-am auzit. L-am auzit, ești prost? E de la mine, e de la mine, e bun. Hai să punem o torță. Așa. Hai, boss, că l-am văzut pe aici pe unul. Ce mai aici? E aici, unul jos, mă, boss. Hai mă, să câștigăm împreună. Să ce faci, mă? Hai, te-l pun acolo, chiar. Hai să mergem după el. Băi, sigur că e 100% safe chestia asta? Hai, boss, du-te. Mamă, ne-a făcut toată o poțiune. Nice. Nice, nice, nice. Nice. Na, nu pot. Eu nu aici să mă duc eu să-l bag, că n-are cum să mă bată, deci... E că e prost. Ui, cum s-a aruncat de YOLO ăsta, dacă... Uite-l, mă, că mi-aș... Polonezul în tine. Nice, blue team eliminated. Uite-l bunul acolo, care nu e de la noi 100%. Sau cel puțin presupun că nu e de la noi. A, se consumă saturația, ce v-am zis. Bine că am păstrat merele astea. No, hai băiatul, să te batem și pe tine. Sau? Hai mă pe ei, hai pe ei! Nice! Nice! Băi, ești nebun, câștigăm cu cei mai puțini din echipă, dude! Ai, ce rec le dăm la fraierii ăștia! Dă-i, 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 du-te, du-te, du-te! Nice! Mamă, ce-i batem pe fraierii ăștia, bă, mâncați-aș gurița ta! Ne aruncăm toate astea, nu avem nevoie de nimic deocamdată, deocamdată, dar oricum presupun că nu avem nevoie de nimic. Că deja mai sunt foarte puțin player, deci mai suntem noi 3 versus 2. Deci au fost, nu știu, pe Hypixel e lag, dar sunt playerii foarte slabi, deci foarte slabi. Hai că mai dai de un hacker de la care nu poți nimeri alta, dar așa playerii în general sunt destul de slabi. Bine, nu toți, majoritatea. Dar, na, uite, deja dă red team mass eliminated, deci mai trebuie să-l găsim pe unul. Green în puii mei. Da, hai să vedem să-l găsim și să încheiem și noi episodul. Deci, se filmăm deja de 19 minute. Mamă, mamă, mamă. Ce facem noi aici, mă, bosulică, mă? Punem aici pe barosăneală, chestii. Na, bun. Chiar nu găsesc. Putea să fie tipul ăsta. Bine, să ne luăm după instincte, aparent. Deci o să mergem 3, 2, 1, go, aici. Bă, dar... Oricum pe un 8 nu merge F3-ul, deci de ce mă obosesc? Bă, să încheiem episodul aici, oare? Că oricum noi o să câștigăm, las caracterul AFK, știi? Eu trebuie să plec imediat, sau nu? Hai, hai să-l batem, hai să-l batem. Da, bă, fraților! Am câștigat?
Oh, GG! Bă, ce ziceam, bă, fraților? Sper că v-a plăcut acest episod de Wells. Ne vedem data viitoare. Bye, bye!